la Chișinău interviuri matinale la Radio Chișinău avem ora invitatului în această dimineață și de multișor nu am discutat cărți, iar azi avem un, un motiv, unul foarte plăcut și foarte frumos, pentru că în studioul nostru a intrat un nou roman, sau un roman nou nouț, unul care se va lansa în această seară la librăria din centru, un roman incorrect politic, scrie pe copertă, auzi cum cântă Conestoga, semnat de Doru Ciocanu, ajuns la a șasea carte, dar de fapt la primul roman foarte consistent, sau cum spunea Gheorghe Rezanu, lasă nebunii la de descris o carte serioasă. Doru, bună, bună și bine ai revenit la de Chișinău. Bună dimineața, mă, îmi pare bine și mă bucur și îți mulțumesc că m-ai invitat la acest microfon. Plăcerea a fost a mea, mai ales atunci când a trebuit să mă ascult. a trebuit, am avut deosebită plăcere să mă scufund în cartea ta, o lume foarte colorată, foarte intensă, o lume care variază, cum spuneam, ieți Canada pe umeri, Moldova în brațe și vină la Radio nou. O carte care se așterne între aceste două lumi, care sunt casele tale, deșa, și atât Canada care te-a adoptat, <laughs> dar și Moldova care ți rămâne în suflet. Acum, dacă tot facem o balanță a lucrurilor care fac diferențele și care fac pasiunea pentru aceste țări, care ar fi ele? Canada cu milioanele ei și Moldova cu uh, noi mai de doruri? Repetați, vă rog, întrebarea. Zic, care ar fi diferențele între aceste două case Bumesc. ale tale și felul de dragoste am, pentru ele, hai să zicem așa. Am plecat în Canada acum 16 ani. E, inițial nu voiam nici în ruptul capului să o fac, dar uh, am plecat totuși pentru că a insistat uh, familia, soția, știți cum e când soția deci călește în fiecare zi câte puțin, la urma, urmă, peste 5 ani zice, ok, ok, hai să vedem. Și iată, de atunci tot văd. Dar uh, nu știu cum s-a întâmplat că mi-am uitat aici inima în Moldova și uh, mai devreme sau mai târziu am să vin definitiv, am să, mă, am să revin ca să mi-o recuperez. Uh, în această carte a ta care spuneam uh, începe în Canada după o serioasă băție care îți aduce spre finalul cărții niște milioane de bordante în buzunarul tău uh, și un final care este absolut neașteptat, urmează să să-l să, să descopere fiecare deși s-ar putea să trădem, să oferim câteva spoilere din, din această carte uh, tu începi să faci ordine în Moldova asta ta cu uh, niște oameni care din Canada foarte foarte bogați, extrem de bogați putre de bogați uh, care cumva pe urma pe, pe drum pierd bucurii la vieții deși s-ar părea că banii totuși aduc fericirea dar uite că uneori e pe podul sau pe marginea sau pe buza a, podului unei e case de unde se vede și Italia și Franța și, și Marea Europă, lucrurile sau viața se trăiește altfel și sau se descoperă niște a, lucruri simple a, ale unei vieți care pare să fie destul de, de complexă pentru foarte mulți oameni. În ce bucuria de a descoperi plăcerile vieții sau sensibilitățile unei vieți? Am pornit, am început această carte uh, acum mulți ani, uh, am scris-o timp de 5 ani și uh, minus covid bine, în care nu am scris nicio, niciun rând și nicio literă, nu știu de ce, dar uh, am scos-o totuși în capăt. Uh, inițial am avut altă intenție, desigur, dar uh, pe parcursul timpului uh, am schimbat uh, linie de subiect, am schimbat, uh, am adăugat și alți eroi și... În cele din urmă eroul principal uh, sunt eu. <laughs> și uh, păi, asta -i și -i interesant că omul pe parcursul vieții se, se descoperă permanent și, și se schimbă și dar totuși anumite lucruri rămân neschimbate. Uh, acest lucru neschimbat care a rămas în mine a fost uh, și este dorința de a-mi de a vedea uh, conaționalii, uh, dorința de a-mi vedea poporul. Uh, bucuros și bucuros de viață și bine, fericit, nu pot să spun pentru că fericirea este un lucru foarte individual. Dar sincer m aș bucura dacă nu știu, aș putea să fac anumite schimbări în această țară. E prea tare spus, desigur, dar asta e că pornind de la o idee foarte mică de a, de a construi, să zicem așa, băile în, în, în școlile rurale. Treptat, treptat am ajuns să, să fac aceste schimbări. Am în vedere în carte. Să, să, le, să, schimb ceva și să atrag o, o, anumită să atrag o persoană sau o anumită sumă enormă de, de bani cu care să contribui la dar realizarea asta. acestui vis al tău. Lucrurile ar fi frumos să se poate întâmpla în realitate, exact așa cum se întâmplă în cartea ta, doar că fără finaluri tragice sau, sau triste. Dar o să ne întoarcem la, la lucrul ăsta. Eu vreau să o iau de la capăt, acolo unde chiar în debutul cărții spui că prietenul tău, Gheorghe Rizanu, la un moment a zis, lasă dorul nebunile a te de o carte serioasă. Care a fost reacția ta? sau Pentru că eu înțeleg că această carte are o... E un fel foarte frumos de a vibra sau de a trece linia dintre niște realități foarte, foarte, palpabile, niște oameni cât se poate de adevărați și anumite fabulații care fac deliciul acestui roman și care îți par foarte, foarte credibile, că la un moment mă gândeam să zic a, poate doar mai are un milion sau vreo mie ceva din banii cei care i-a câștigat să Nu știu, pentru o, o chestiuță Că dimineața nu aveam apă la radio Și nu aveam de unde să facem cafele Trebuia să alergăm până la colț să le cumpărăm <laughs> Iar timpul de emisie este foarte scump ah, Bun, asta a fost, a fost o glumă Deci, care a fost reacția ta atunci Când Gheorghe Rizanu, după cinci cărți Ale tale a zis Apucă-te de o carte serioasă Reacția mea a fost, facem mi am prins Un contract pe care l-am semnat și pe care desigur l-am depășit și l-am încălcat uh, indiscutabil. Uh, deci urma să scriu cartea într-un an și am scris-o în cinci. Uh, Gheorghe nu s-a supărat, dar uh, mai ales citind uh, ce, rezultatul uh, și bucurându-se de el. Dar uh, ziceai de, de această intenție a mea de a schimba ceva. Mă, eu am aruncat uh, ideea în, în cosmos și acolo la, lasă să prindă rădăcini și să se dezvolte și poate înapoi mi se întoarce această idee sub formă mai sub formă materială. Exact. Da, da, am văzut că aici ai cosmosul, am început și eu la un moment în băi, dar poate doar are dreptate totuși, trebuie să, să știi să-ți arunci ideile în, în, cosmosul tău sau păi cosmosul. Da, orice dorință se îndeplinește dacă faci măcar ceva pentru dacă măcar faci primul pas pentru a -o realiza orice dorință, cea, chiar și cea mai trăznită. Mai devreme sau mai târziu se materializează. Spui în această carte că e un roman incorrect politic, dincolo de asta găsim în ea foarte multe personaje din, din, viața reală, prietenii tăi atât de la școală, de la grădiniță, din copilărie, figurii care au ajuns importante în viața politică și socială și economică a Republicii Moldova. Hai să până ajunge la incorectitudinile politice, de ordin strict politic, hai să ne referim la, cele, la prezențele umane din această carte nu ai avut frica să, să nu fii dat în judecată pentru uh, decosperarea anumitor oameni cât se poate de reali și cât se poate de prezenți și vii încă în spațiul nostru mediatic? Gheorghe, Ierizanu mi-a zis că ții minte în, la Hemingway în fiesta cum cineva a scris deci eu liric a scris fiind la o întâlnire cu prietenii a scris după asta o, o nu știu, un o mă carte, azază, mm -hmm. și după aia îl căutau cu pistolul prin tot satul. Și uh, zice să nu se întâmple la fel și cu tine. Dar uh, de ce m-aș teme? Eu am, am spus doar adevărul. Uh, poate pe alocuri am, am mai înflorit uh, lucrurile, dar uh, de ce să se supere? Nu, nu poate un uh, om să mă dea în judecată pentru adevărul pe care îl zic. Uh, și uh, revenind la ideea, uh, la lucru, uh, ideea cu romanul uh, Incorect Politic, uh, <coughs> dacă aș putea să, 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 zic și eu două cuvinte, poate pe urmă să regreți că mi-ai mi dat întrebare. Uh, firul roșu uh, care trece prin întreaga carte este atitudinea mea uh, față de unii uh, cetățeni ai uh, țării noastre. Uh, aș putea să zic chiar că într-un fel, cartea este un pic cam rusofobă. Într-un mare loc, da. fel, pe locuri. Da, <laughs> Dar și, face diferențele, apropo, și asta este foarte important. Păi lumea, eu cred că trebuie să știe ce se întâmplă în Moldova. Știm cu toții, de fapt. Dar această rusofobie mea a fost nu a picat din pod sau din cer, ci a fost dezvoltată cu, 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 cu anii. M-am ciocnit de foarte multe ori cu impertinența și uh, obrăznicia, să zic, rușilor care, care locuiesc în Moldova și nu, nu chiar și-am avut și conflicte serioase prin anii 90, chiar și mai târziu și acest lucru mă face să nu respect, să nu-i respect. Uh, mă face să devin uh, destul de dur cu Federația Rusă, care este o, o țară absolut... Al, al răului absolut. Uh, însuși faptul că a intrat cu cizma de chirză într-o țară străină, uh, în, mai multe o, țară străină. Ar trebui, în mai multe țări străine, ar trebui să o izoleze de restul lumii. Și acest lucru uh, se întâmplă treptat, dar prea încet. Uh, din păcate, Moldova nu a aderat la toate sancțiunile uh, împotriva Rusiei. Am fost foarte mirat și dezamăgit văzând abundența de produse alimentare în, în magazinele din Moldova. Și mă întreb cum este posibil așa ceva. Cumpărând un ketchup, o, o bomboană rusească, noi contribuim la economia la lor. lor. Gândiți-vă că atunci când mâncați un tort sau ceva produs în Rusia, ar însemna că finanțați un, un cartuș care poate să ucidă un copil în, în Ucraina. Și mă mir chiar de acest lucru. Cum, cum s-a ajuns? Cum, cum am rămas la un nivel foarte prost de dezvoltare în sensul ăsta? Și... Tu, trăind în două extreme ale lumii, în sensul de în sensul geografic, dar și în sens politic, și de civilizație, și de posibilități, deși uh, acum în întreaga lume lucrurile uh, sunt uh, tot mai greu de gestionat, și, din, și în sens economic, și în, și în sens politic. Uh, cum îți explici tu această uh, latura caracterului nostru de a ierta, de a închide ochii, de a fi și lași chiar? ne asumăm acest cuvânt. Din păcate, proverbul național al nostru este capul plecat, abia nu-l taie. Dar înțeleg de ce are loc acest lucru, pentru că am stat sub ruși, am stat sub turci timp de secole și oamenii, normal, că vreau să-și protejeze familia, să se protejeze pe ei înșiși în, și pur și simplu acceptau o situație, care, o situație politică în, în această, acest picior de plai și... Uh, eu o înțeleg și nici nu îi condamn, pentru că oamenii se protejează. Pentru că altfel cum nu poți, nu poți supraviețui. Dar totodată, uitați-vă, în timp de 200 de ani cât am stat sub ruși totuși ne-am păstrat, ne am păstrat esența națională. Am, am, reușit să, să rămânem români. Am reușit să, Facem abstracție de tot, toate situația politică și, și să rămânem verticali. Asta mă bucură foarte mult și uh, sper din toată inima că mai devreme sau mai târziu uh, majoritatea moldovenilor își vor da seama că nu există altă cale decât uh, unirea cu România. A, asta trebuie, sper, să se înțeleagă pe toate nivelurile, pentru că am discutat de foarte multe ori această idee în emisiuni cu foarte multă lume a, și Uh, de multe ori te gândești, parcă e un lucru simplu, parcă e vorba de dorință doar și lucrurile se pot întâmpla, dar se pare că nu e chiar așa întotdeauna, nu e vorba doar de dorință, uh, e vorba de mai mult și foarte mulți factori și fiecare trage într-un fel sau altul la turta lui. În același timp, uh, vorba lui Grigore Vieru, cât caracter, atâta țară, dacă ne întoarcem la cartea asta și la felul în care ne percepem noi la felul în care vrem să ne perceapă lumea. Uh, unul, din, uh, uh, unul din instrumentele, cele, scuzăm cuvântul instrumente, uh, cele mai potrivite pentru a ne crea o imagine în afară sunt uh, uh, ebreasla artistică și, mare parte, scriitorii, atâta timp cât literatura noastră ar fi de foarte bună calitate, ar prezenta interes și ar fi tradusă ca oamenii uh, din, uh, din alte țări sau din civilizații să ne perceapă nu ca niște. Uh, oameni din ăștia exotici, dar totuși ca pe o civilizație. Zin-te frumos dacă te-ai gândit la acest aspect când ai scris această, -ă, această carte, fiind totuși între două civilizații, între două țări, poate una mai puțin civilizată, dar oricum nu putem să, să ne plângem, nu putem să spunem că suntem nu știu, niște Uh, oameni pur și simplu exotici. <laughs> Pentru lume că avem și noi yeah, niște lucruri de spus, doar că uh, avem nevoie de un microfon uh, și nu de un cu microfonie despre care vorbești -o în uh, cartea ta, uh, dar uh, în același timp uh, vocile noastre ar putea să fie scriitorii. Uh, Te-ai gândit la felul cum te vor percepe aceiași canadieni atunci când vor citea această carte în tradusă în engleză sau franceză sau în orice alt colț al lumii? Dacă, că tu ești unul din oamenii care livrează imaginea națiunii poporului tău uh, pentru. Marele... este prea tare spus uh, nu știu. dar se poate întâmpla se cu poate cosmosul întâmpla, lucrează eventual da, dar uh, cartea este destinată cititorului uh, din Moldova deci nu te-ai gândit nu la am gândit la asta și, okay. uh, e bine, cochetez zicând că nu m-am gândit dar uh, nu știu dacă ar prinde ea în Canada sau în orice altă țară, pentru că, de fapt, este o carte despre noi, despre Moldova, despre oamenii din ea. Dar și despre viața în Canada. E deja ceva. Canada văzută? E, viața în Canada este foarte, foarte diversă. Canada este o conglomerare de, de reprezentanți ai unor, a, a întregii lumi. Unii reprezentanți nici nu se, nici nu se integrează în, în Canada, nici nu se asimilează, ci își păstrează comunitățile lor uh, foarte strict delimitate. Ei nici nu intenționează să, să intre și să devină canadieni. Bine, canadieni în pașaport, dar uh, până la urmă și eu sunt canadian doar în pașaport. Nu simt canadienește, nu sunt canadian deși port un mare respect pentru această țară care m-a acceptat și mi-a dat o viață poate material mai bună, deși până la urmă nu materialul contează, contează uh, lumea care te înconjoară. Sincer, uh, nu am prieteni în Canada, toți prietenii mei au rămas aici, în, în Moldova și uh, singurul, uh, singura legătură a mea cu Moldova cum este, sunt ei. Uh, același Facebook sau același, sau mai ales vacanțele în care vin în Moldova. Aș putea să mă duc în, în orice țară din lume, dar prefer întotdeauna să vin în Moldova. Ai niște episoade grozave cu nunțile din corturi. Tu ai fost o mic de curând. Felicitări, apropo, și casa de piatră tinerilor și viața prosperă cu dulceață. Să trăiască, să, să se înmulțească! Uh... Nu ai făcut-o nici în sală din asta cu marmură și tot felul de luxuri exagerate, dar nici cort se pare că nu ați avut la nuntă. Nici cort nu am avut și inițial când fiica mea mi mi-a zis că, uite, vrem să facem o nuntă la aer liber, fără tradiții și fără uh, șabloane. Dezbrăcată merestie și pusă bani. mai bine. Am zis, ok, adică m-am gândit, nu, nu prea am înțeles ce a avut în vedere și ai văzut trecând prin greutățile organizatorice, uh, organizând această nuntă la, în aer liber, adică, erau multe lucruri de făcut, chiar mă gândeam mai, uite, nu, nu regretă, eu are că s-a apucat de așa ceva. Dar când am văzut rezultatul, să vedeți ce, ce frumos a fost la dur, duruitoarea veche, niște locuri pitorești și magice, am înțeles că uite, fi gândește cu totul altfel decât mine și este altă generație și altă, altă gândire. Altă simțire. Dar ai propus cumva cortul cu covorașe și cu lăcere? Și de cu... altfel, covoare am avut foarte multe. A fost un fel de expoziție, cum ar fi la aer liber, dar însă și nunta a fost atât de frumoasă și atât de neobișnuită încât copiii ăștia care s-au adunat acolo, prietenii lor, sunt absolut fabuloși și am văzut o, cu totul altă lume. E, e, a fost foarte frumos, e, puțin spus foarte frumos, e fost neobișnuit. Acum, la ediția 2, bănuiesc că o să faci ceva adăugiri la cartea asta. Ediția a doua, Când se sau... întâmplă la toată lumea? Exact. Uh, spunem frumos cum, uh, nu cum cântă Contestoga, Conestoga, uh, pardon, uh, dar uh, ce presupune ea până la urmă? Când mi-am imaginat-o și am desenat-o în fel și chip. Păi Conestoga este un. făptură... Am căutat pe internet și nu am găsit o imagine foarte clară a acestei... Dacă cauți pe internet, găsești pe Google Conestoga sunt o națiune de amerindieni, acum aici zic națiuni, înainte ziceau triburi, care a locuit și care locuiește chiar în în zona în care locuiesc și eu. Deci Conestoga sunt, sunt amerindeni, dar în cartea asta am preluat doar cuvântul și Conestoga înseamnă o făptură imaginară sau reală care apare în conștiința omului ori de câte ori se află în situații de limită. De limită sau, da. Și atunci, atunci ea poate apare sub formă de lup, poate apare sub formă de fluture sau, sau de copac. Nu știu. E, e o chestie foarte abstractă, o aiureală, dacă vreți. Uh, invita uh, Invitatul, uh, eroul acestei cărți, care se numește Doro Ciocanu, locuiește în Canada, uh, face uh, uber și la un moment ia un tip în mașină Uh, unul care își uită valiza, în timp ce este. nu mai ajunge la destinație, ajunge la urgență, acolo unde urmează să să, să rămână în viață, grație gestului șoferului uh, care îi salvează viața după un infarct. Da? Ceva da. uh, După asta, între oamenii aceștia se leagă o prietenie uh, impresionantă, pentru că în valiza uitată în mașină e 100 de mii de dolari canadieni, fie și ei și canadieni, <laughs> așa cum zice Doru, pentru că dolarul canadian are o valoare un pic mai mică decât dolarul american. Și în urma acestei prietenii, eroul nostru se alege cu o sumă frumoșică de bani pe care vrea să o investească în Republica Moldova, umblând prin fiecare școală, ca să construiască veceuri ca, pentru ca micii copii sau micii cetățenii Republicii Moldova să nu mai merge în fundul în grădinii sau în curtea -a școlii -a. pentru a ajunge. Da. Dar, iar când se trezește cu banii în buzunar, își dă seama că, la un moment, lucrurile sunt un pic mai complicate că avem oameni atât frumoși care sunt gata să susțină cu ambele mâini o idee și alții care se împotrivesc și se uită așa pe la colțuri dacă nu vine situația în care să rămână ei fără o situație financiară bună și fără o poziție socială pe care o ocupă și ideile de lucruri care trebuie făcute în Republica Moldova încep să, să o ia razna, adică să cuprindă necuprinsul Uh, și invitatul, uh, invitatul doamne, eroul acestei cărți, uh, reușește să facă și cantini sociale, uh, reușește să pune, să investească și în artă, uh, cu, creând uh, o trupă care are mesaje foarte patriotice, care vină să dezghețe spiritul uh, civic al cetățenilor Republicii Moldova uh, și până la urmă să construiască totuși aceste vecee, umblând prin... Uh, pornind de la satele bunicilor săi. Zintre o frumos, în ce măsură um, um, oamenii uh, pe care i-ai găsit tu în funcții din Republica Moldova uh, și care bănesc ți-au servit uh, prototipuri pentru eroii acestor, uh, acestei cărți, uh, sunt pe bune atât de uh, comportament idioțesc într-un fel și alții care au totuși un uh, o dragoste de țară și zice te rog frumos. Mulțumesc mult <laughs> pentru tot ce faci. Păi da, un popor nu poate să fie constituit doar din oameni buni sau din oameni răi. În general, orice om nu este numai bun sau numai rău. Avem cu toții în noi și răutate și bunătate și uneori predomină una, alteori alta. Oamenii sunt diferiți. Hai că să nu spun acum nume, dar uh, sunt și buni și răi. Dar uitați-vă că la putere mai ajung uneori și, și cei răi, și atunci, și atunci trebuie cumva să, să, să luptăm cu ei. sau, cu, Bine, nu fizic, dar cumva să facem să, să nu mai ajungă ei la putere. Dar ceea ce se întâmplă acum în Moldova îmi place foarte mult, pentru că se observă cu ochiul liber. Chiar comparând cu ultima mea vizită acum doi ani, am observat că lumea, nu știu cum, e mai relaxată și mai, mai, mai zâmbitoare și copiii vorbesc atât de frumos și și adulții, cei drept mai, mai, mai și vorba rusească, dar bine, pop, ăștia, pot să fie ucrainenii care au venit. Exact asta vreau să spun, că în uh, ultima vreme asta... nu mă supăr. Da. Și, uh, bun, uh, cartea asta, dincolo de uh, linia, sau aceste două propoziții uh, pe care le-am povestit eu, uh, e una care debordează de umor, de situații absolut spectaculoase și fascinante. Eu am recunosc că am avut un deliciu și o plăcere să, să o citesc a, și a, m am mirat la un moment o idee care m-a sensibilizat atât de tare și m-a înduioșat din lista dorințelor tale, e să te joci cu mama când era ea mică. Cum e mama ta? Acum? Acum este sănătoasă. Slavă a v -a v -a și ea să vină la nuntă, dar uite că cu puțin înainte de a veni a avut un acces de inimă și atunci nu am mai insistați să vină, Din America. dar, dar mi-a zis uh, să-mi filmați toată nunta de la început până la sfârșit, cam să mă uit ca un film. Uh, și același lucru m-a rugat să-l să fac și cu lansarea mea de astăzi. Uh, mama este are 81 de ani în curând face să vă uh, fie și uh, nu mă văd foarte des cu ea pentru că eu sunt în Canada, ea este în Statele Unite și... Dar oricum, Cum să zic, uh, e cam la o râncătură de băță? E în cam fond. Da, dar una din... <laughs> spre desebire de Chișinău. Unul din motivele din care am plecat în Canada a fost și să fiu mai aproape, mai de mamă. Uh, bine, pe atunci era și tata în viață, dar uh, acum a rămas doar mama și mi dor de ea, în fiecare zi mi dor de ea. Și aș vrea să fac un apel către toți ascultătorii, uh, sunați-o pe mama. Uh, un alt vis al tău este să înveți pe moldoveni carte. Mai e valabil? Păi, sigur, prin carte omul atinge culmi nebănuite. Poți să te. să privești o mie de filme și, și să nu să nu extragi nimic din ele, dar citind o carte, poți să beneficiezi mai mult decât asta. Să ai carul, calul lui Harapalb. Să, să ai să calul lui Harapal Asta a fost să obțin să călăresc măcar o dată. Păi de cine nu a visat fiind copil să aibă un cal și, și o spadă și să călărească și să uh, uh, să se plimbe prin centrul Chișinăului. Am avut și eu așa un vis. Să bei la Brunderschaft cu Penelopa Cruz? De ce nu? <laughs> De, o, orice, pentru că îmi place, de pe Opa Cruz Dar Cine și în același acel, timp să stau la o bere cu Messi Cu Messi și la un pahar de vin cu Ștefan Gelmoare <laughs> Păi asta sunt așa niște glume Să dar... vezi cu ochi Iadul și cu altul Raiu, Ce aștept să vezi acolo? Am, am văzut și Raiul uh, și am și văzut și Iadul uh, Am petrecut doi ani în armata sovietică Lucru de care regret foarte mult Dar nu am, nu am avut încotro Ăștia au fost iadul pentru mine. Și raiul unde l-ai găsit? Și raiul găsesc de fiecare dată când vin în Moldova, când revin, mai ales primele două săptămâni. E raiul, sincer, sincer vă spun. Mă bucur cu inimă, mă bucur... Uneori stau pur și simplu pe o bancă în, în, într-un parc și mă uit la oameni și admir și mă bucur. Asta e raiul. Și când o fi să mor, să mor de râs? Asta e frumos. Ar fi cea să te ascunde de, 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 după deget și să descoperi teoria chibritului. Uh, bine, mai e, una din alte dorințe care sunt foarte sensibile, să mai poți sta cu tata la vorbă, măcar în weekend. Uh, și ultima, uh, pentru că tot e un roman incorrect politic, uh, să vezi, uh, să fii martorul crăpării Rusiei în sute de bucățele. O, este așa, un vis al meu mai vechi. Doruț, mulțumesc tare mult! Uh, noi nu am discutat nici pe departe, uh, nici 10% din toate sensibilitățile acestei cărți, care vă spun că este un hard al uh, umorului, dar și a situațiilor uh, care o să vă da de gândit și o să vă descrețească fruntea și o să vă da și strângeri de inimă și emoții palpitante. E o carte foarte colorată și felicitări Doru pentru ce, ce ai reușit să faci în această carte. O să ai și de o mare sărbătoare și noi îți mulțumim pentru lecturile sau eventualele plăcu lecturi plăcute pentru cei care încă nu au reușit să pună mâna pe această carte. Mulțumesc și eu, Victoria, și îți mulțumesc că m-ai invitat aici, că ai vorbit mai, mai bine și mai frumos decât mine. A, dacă era la tine acolo în carte cu discursurile tale, să te auzim de seară la lansare. A, detalii o să găsiți după ce răsfăiți această carte. Atât a fost azi. Rămâneți cu noi. Interviuri matinale la Radio Chișinău.